Se apropia sărbătoarea Crăciunului și un tânăr pe nume Dostoievski a fost luat împreună cu alți tineri și duș la un perete al execuției, pentru că a vorbit împotriva țarului. Era totul pregătit, totul regizat și la un moment dat s-a spus în felul următor, pregătiți-vă, sunteți gata să trageți? În momentul acela Dostoievski închide ochii, se așteaptă să fie împușcat, în ultimul moment când sunt gata, se aud deja cocoșii de la puști pregătindu-se să tragă, vine un sol din partea țarului și spune în felul următor, țarul în mărinimia lui vă comută pediapsa, nu vă mai execută prin împușcare, ci vă trimite la lucru în Siberia. Nu poate să creadă că i-a fost redată viața, face epilepsie din momentul acela, dar cu toate acestea viața lui se schimbă. Se întoarce în celula lui, și după câteva ore îi scrie lui său și spune în felul următor, astăzi viața mi-a fost dredăruită. De azi înainte vreau să trăiesc o viață frumoasă, vreau să trăiesc pentru gloria lui Dumnezeu. Dumnezeu în bunătatea lui zice, m-a ținut în viață, m-a salvat. Vreau de azi înainte viața mea să renască. Vreau să fiu un alt om, un om care să trăiesc pentru Dumnezeu. Omul acesta s-a luptat cu patima jocului de noroc, omul acesta s-a luptat cu multe vicii, dar în cele din urmă, Hristos le liberează și Hristos îi schimbă viața, Hristos îi renoiește viața și spiritualitatea. Într-o seară ca și aceasta, este foarte potrivit să vă împărtășesc un mesaj despre reînnoire. Dumnezeu vrea pe fiecare dintre noi să ne reînnoiască. Să ne reînnoiască din punct de vedere spiritual. A fost un întuneric grozav în vremea respectivă în Israel. Cum și astăzi este mare întuneric în lumea noastră. Dar Domnul vrea, reînnoindu-ne pe fiecare dintre noi din punct de vedere spiritual, să ne aducă din întuneric la lumină, să ne schimbe viața, să ne transforme viața. Și mă rog Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Dar se pune întrebare în această seară ce ar trebui să facă Domnul în viața ta, ce ar trebui să facă Domnul în viața mea. Și ce ar trebui să facă fiecare dintre noi? Ca în bunătatea lui Dumnezeu să ne renoiască pe fiecare dintre noi. Mesajul pe care Domnul mi l-a pus pe inimă l-am intitulat Renoit, din întuneric la lumină. Renoit din întuneric la lumină. Vreau să spun că ești renoit, adus din întuneric la lumină, atunci când îți înlături prejudecățile, ca să poți înțelege. Dragul meu, Hristos în această seară este gata să te renoiască, să schimbe starea sufletească, să schimbe viața, dacă ești dispus să-ți înlături prejudecățile, ca să poți înțelege. Ei aveau multe prejudecăți. O prejudecată era că Hristosului lui Dumnezeu nu o trebuie să moară. El dacă vine în calitate de împărat făgăduit, vine ca să îi trimite trimită pe romani la plimbare, să elibereze pe Israel de robia romană. Mă uitați-vă să vedeți, Hristos nu vine să împlinească prejudecățile lor. Ei aveau nevoie de un alt Iuda Macabeul. De fapt, spune istoria, când a venit Iuda Macabeul să elibereze de greci, toți au spus, este Mesia. Dar nu trece multă vreme și Iuda este învins. Acum vine Hristosul Dumnezeu, Iisus din Nazaret. Și impresia lor este că este un al doilea Iuda Macabeul care îi va izbăvi, dar de această dată, de romani. Și uite că Isus Hristos, după trei ani de zile, în care predică, în care face semne și minuni, în care eliberează oameni de duhuri necurate, în care restabilește viața omului, renoiește sufletul și trăirea, renoiește trăirile, simțămintele oamenilor, reface viețile de familie, Hristosul Domnului este pus pe cruce. Și în mintea ucenicilor se dă o mare bătălie. Păi dacă Hristos este tot puternic, dacă este Dumnezeu, dacă Isus din Nazaret este Fiul lui Dumnezeu, cum se poate să fie pus Dumnezeu pe cruce și este totalmente ciudat pentru ei. Și ei sunt dezamăgiți, nu mai pot să creadă în Isus și chiar poartă această discuție. Noi credeam că va veni, ne va izbăvi și uite cu toate acestea. Sunt trei zile de când Isus este mort. Ba mai mult suntem puțin puși așa în dilemă, niște femei de ale noastre, puțin așa parcă cu desconsiderare spun cuvintele acestea. S-au dus la mormânt, ci că ar fi văzut un înger acolo, le-ar fi spus că în viață, dar nu s-a întâmplat nimic. Unii dintre noi ar fi mers, dar nu l-au întâlnit. Și Hristos le spune că trebuie să renunțe la prejudecăți. Și ia scripturile începând cu Moise, cu toți profeții și le tâlcuiește, le explică că Iisus Hristos după scripturi, potrivit Vechiului Testament, trebuie să pătimească și apoi să intre în slava lui Dumnezeu. Și e foarte important să dai la o parte prejudecata ca să poți să înțelegi. Fiecare dintre noi avem anumite prejudecăți și aceste prejudecăți nu ne lasă să înțelegem cuvântul lui Dumnezeu, nu ne lasă să înțelegem felul în care Dumnezeu lucrează pentru mântuirea ta și pentru mântuirea mea. O prejudecată ar putea să fie totuși Hristos, să fi înviat cu adevărat? Nu se poate așa ceva, domnule. Cum să fi înviat Iisus Hristos? Un personaj mitologic eventual, un personaj istoric care a trăit cumva un om de treabă, un om bun, dar nu fiul lui Dumnezeu cu adevărat. Această seară, că Iisus Hristos să-ți ierte păcatele, Iisus Hristos să-ți dea pacea, liniștea sufletească de care ai trebuință, Iisus Hristos să lucreze în viața și în casa ta, Iisus Hristos să te renoiască, este absolut necesar să înțelegi că Iisus Hristos Vine să schimbe viața noastră ca domn, ca stăpân, ca mântuitor. Renunță la prejudecățile tale. O altă prejudecată este dacă vrea Dumnezeu să lucreze în viața mea, să trimit un înger din ceruri, să facă semne spectaculoase, să se întâmple ceva șocant, să vină un înger cum s-a întâmplat atunci în grădină și-a prăvălit piatra la o parte. Nu poate Dumnezeu să lucreze printr-un cuvânt predicat. Nu poate Dumnezeu să lucreze printr-o cântare. Nu poate Dumnezeu să lucreze într-un mod mai liniștit. E nevoie de ceva spectaculos. Dragul meu, ca în această seară Dumnezeu să te renoiască spiritual, să te aducă Domnul din întuneric la lumină este absolut necesar să înlături prejudecățile ca să poți înțelege. Până nu înlături prejudecățile despre Isus Hristos, despre biserică, despre felul în care Dumnezeu te poate noi, despre felul în care Dumnezeu te poate înviora, despre felul în care Dumnezeu te poate transforma, despre felul în care Dumnezeu este gata să lucreze în viața ta, tu nu poți să înțelegi cuvântul lui Dumnezeu. E foarte important să-L crezi pe Dumnezeu pe cuvânt și să accepti felul în care Domnul alege să lucreze în seara aceasta. E o cântare care spune, noi nu-L vom împiedica pe Domnul să lucreze, să lucreze Domnul cum o vrea, important este să lucreze. Era un om care tot timpul era nemulțumit de felul în care lucra Dumnezeu. Când Dumnezeu vorbea printr-un cuvânt de cercetare în biserică, el ar fi vrut printr-o cântare. Când era prin cântare, vorbea printr-un înger. Tot timpul era nemulțumit și într-o noapte are un vis. Și în visul lui se face că vine o ploaie foarte, foarte mare. Și la un moment dat el începe să se roage, Doamne Dumnezeule, dacă mă iubești, dacă îți pasă de mine, fominune minune pentru mine și te rog frumos să oprești ploaia. Dar plouă, plouă foarte tare. Și atunci se gândește, auzi, Doamne, dacă nu oprești ploaia, zice el în visul lui, măcar, nu știu, să trimiți un înger să mă ia de aici, de pe pământ, ca pe Elia altădată. Vreau ceva spectaculos, să mă arăt că mă iubești, să îmi arască că spasă de mine și atunci viața mea se va schimba. Voi trăi pentru tine și pentru gloria ta. Tot restul vieții mele mă voi pune la dispoziția ta, cinstindu-te și închinându-mă înaintea ta. Și în timp ce el se roagă în visul lui, Plouă, plouă foarte tare, la un moment dat începe să crească apa și vine un jeep. Și spune cineva din jeepul respectiv, îi zice, urcă-te repede în mașină că vine ploaie foarte mare, vine, vin ape foarte mari și o să te nece. La care el zice, pleacă-i pe mine mă salvează domnul. Ori oprește Dumnezeu ploaia din cerul și face o minune, mă ascultă, ori Dumnezeu trimite un înger cu un car de foc să mă ia ca pe Elie altă dată. Omul se duce mai departe, plouă, plouă, plouă și tot crește apa. Și la un moment dat, vine unul cu o barcă și spune, domnule, urcă-te repede, zice că vin ape mari, la care zice, lipsească ispita, pleacă, pe mine mă salvează domnul. Continuă el să se roage, Doamne, oprește ploaia, Doamne, trimite un car de foc să mă ia ca pe Elie altădată, dată, da, te rog frumos, fă ceva spectaculos. Și în momentul următor, în timp ce el se roagă, vede că să tot crește, tot crește, apa la un moment dat nu mai are ce să facă, să urcă pe casă, și în timp ce se roagă el pentru o minune, să vadă ceva spectaculos, că atunci se va pocăi, atunci viața lui va fi noită, atunci va trăi pentru Dumnezeu și pentru gloria lui, se aude un elicopter. Și el nervos, ce mai vrea așa ăsta, domnule? Și din elicopter cineva îi spune, domne, zice, urcă repede că te neci. La care el zice, pleacă satană, mustrite te domnul, Când a văzut ăla din elicopter că nu vrea, s-o luat și s-o dus. În următorul moment, el se neacă și ajunge la porțile raiului în visul lui. Și supăra când îl vede pe Domnul, ce Doamne, eu nu te pot înțelege. Te-am rugat să faci o minune, te-am rugat să mă salvezi, eu sunt credincios, de ce nu m-ai salvat? La care Domnul îi spune în vis, dragul meu, ți-am trimis o mașină, n-ai vrut-o. Ți-am trimis o barcă, n-ai vrut-o. Ți-am trimis un elicopter, nu ai vrut. -o. Ce ai mai vrut să-ți fac? În seara aceasta, Probabil că dacă am vedea un înger aici în adunare să se coboare așa ca la grădina mormântului, să dea piatra la o parte, nu știu, să, ceva spectaculos, toți am fi paci, Doamne, păcate în viața noastră, nu mai acceptăm. Gata, ne înțelegem bine cu nevasta, cu bărbatul, renunțăm la toate vicile și păcatele. Doamne, ne noiești viața, vrem să trăim pentru tine și pentru gloria ta. Dar uitați-vă, Dumnezeu nu lucrează așa în general. Pentru că, spune Sfântul Apostol Pavel, noi în această perioadă mesianică a bisericii, noi trăim prin credință, nu prin vedere. Adică dacă Dumnezeu ar face ceva spectaculos, dintr-o dată toți am cădea cu fața la pământ și am spune, da, ne pocăim. Ne pocăim de toate păcatele noastre și vrem o viață nouă. Și această zi de sărbătoare să transforme viața noastră, să se știe că ne-am întâlnit cu Domnul și Dumnezeu ne-a noit. Dar ceva spectaculos, Însă Dumnezeu nu face lucruri spectaculoase decât foarte rar. Dumnezeu în seara aceasta te-a cercetat prin cântare? Întrebarea este, ți-ai lăsat inima pătrunsă? Dumnezeu îți vorbește prin cuvânt. Întrebarea este, ești gata să asculți ce spune Domnul în seara aceasta? Ești gata să spui, Doamne, vorbește vreau ca viața mea să se schimbe? Frați suror, și surori, dragi prieteni, noi suntem renoiți spiritual atunci când dăm la parte prejudecățile ca să putem înțelege și Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Era o căldură infernală, mai calca și în adunare astăzi. Era în pustiu, vă dați seama ce înseamnă asta, nu au avut nici apă și mai departe. Și la un moment dat îi zice domnului Filip, Filipe, cum stai cu alergatul? Doamne, zice, cât e cât, așa nu stau rău. Zice, te așteaptă o cursă foarte serioasă. Unde e să fug, Doamne? Uite, carul acela e prim-ministru sau, nu știu, ministrul economiei din Etiopia, du după el, fugi repede după el și ajunge carul. Acum, să fugi după un demnitar nu e chiar așa. Păi, și astăzi au pe lângă ei piș, care o crotez. Îți dai când vine unul o leacă ciudat, transpirat pe acolo prin pustiu, fuge de pe el. Hei, domnul, stai puțin! Zice lumea zice, ce se întâmplă cu asta? Și după ce fuge oleacă prin pustiu, îți dai seama că nu ești foarte relaxat. Ia și transpirația și gâfâiește o leacă. Mă gândesc că ăsta nu era atlet foarte bun. Mai fuge el câte o lecuță de voi, de nevoie, dar acum fuge. Fuge după car și ajunge carul. Și în timp ce e obosit, transpira, gâfâia, zice, domnule de finanțe, domnule ministru de finanțe, înțelegi dumneata ce citești? Pe asta e puțin jignitor să iei un text să citești și să vină unul să păi, domnule, tu înțelegi ce citești. Păi, eu aș fi ispitit să spun, dar mă vezi o leacă fără mintiuță sau ce crezi tu? Tu ce ai fi spus? Domne, hai să fim oameni serioși, cum să nu înțeleg? Păi știu să citesc, cum să nu înțeleg? Și ministrul acesta de finanțe zice ceva fantastic, ce ar trebui să ne pună pe noi pe gânduri. Zice, cum aș putea să înțeleg dacă nu va fi cineva să-mi explice? Și ce poftește domnule cu mine în carne. Imaginează, îi făcea pe acolo umbră unul altul cu frunzele de palmier, numai bine o pica și lui Filip că l-o pe el puțin. Și în timp ce citește, eu ajuns la textul din cartea profetului Isaia, capitolul 53, care face vorbire despre faptul că exista un miel de jerfă, disprețuit, părăsit de oameni, om al durerii. Era așa de disprețuit că ți întorceai fața de la el. Și noi, zice, nu l-am băgat în seamă. Era dus ca un miel, ca un miel pentru măcelărie. Și zice el, uite, am ajuns aici, am o întrebare, zice o nelămurire, stau și mă frământul ca de vreme. Despre el vorbește sau despre altcineva? Și spune Scriptura că Filip pornește de la acest text și spune, auzi, vorbește despre Isus, profetizează omului Dumnezeu despre Hristos. Și de la acest pasaj din Scriptură, el predică pe Hristos. Și tot îi predică, tot îi predică și la un moment dat găsesc o apă. Și zice el, uite apa, ce mă împiedică să fiu botezat? Adică Hristos îi cercetează inima, Dumnezeu îl cercetează prin Filip și zice Filip, auzi, dacă tu crezi din toată inima, se poate. Omul acesta a ajuns să cunoască Evanghelia, omul acesta a ajuns să-și dea la parte toate nelămuririle, pentru că Dumnezeu l-a cercetat. Dar Dumnezeu nu l-a putut cerceta, Dumnezeu nu l-a putut transforma, Dumnezeu nu l-a putut renoi în sufletul lui, Dumnezeu nu i-a putut schimba viața până când nu a dat la o parte prejudecățile. Sunt oameni care vin la adunare și au multe prejudecăți. Mă, dacă am fi în prezența Domnului, ar trebui să fie foc și tunete. Vă aduceți aminte când o dat Domnul legea pe muntele Sinai și o dat tunete și foc și așa mai departe, gudim munții? Ce-o Ce zis evreii? Ce-am zis și noi? Doamne, liniștește-te, vorbește-ne frumos. Am avea nevoie, auzi, dacă Dumnezeu ar aduce în viața mea o încercare foarte mare, mă zic pe mulți, spune, auzi, mă i pocăi eu, mi pune o viața în rânduială, mă lăsa de păcatele mele, știi când? Când uh, o să trec prin probleme? De ce să ai nevoie tu de probleme în viața de familie? De ce să ai tu probleme de sănătate? De ce să ai tu criză financiară? De ce să, nu știu, să ajungi în situații delicate să-ți întorci tu fața spre Dumnezeu? De ce ai nevoie de așa ceva? De ce să nu ne pocăim când ne merge bine? De ce să ne punem viața lângă Domnul când ne merge bine? Pocăința nu e o chestiune ciudată, nu-ți ratezi viața, treci cea mai frumoasă viață. Trăiești cea mai frumoasă viață în viața de familie. Ești un om liber, ești un om stăpân pe tine. Hristos schimbă viața. Nu știu care este starea ta spirituală, dar în această seară mă rog ca Duhului Dumnezeu să te cerceteze. Dumnezeu pe fiecare dintre noi să ne cerceteze. Dumnezeu să ne renoiască spiritual. Să ne dea Dumnezeu bucurie în locul tristeții. Să ne dea Dumnezeu pace în locul agitației sufletești. Să ne dea Dumnezeu putere în locul slăbiciunilor și tot felul de căderi pe care le avem. Dar Dumnezeu niciodată nu ne poate noi spiritual și într-o seară ca și aceasta nu ne poate renoi. Nu ne poate aduce din întuneric la lumină dacă nu dăm la o parte prejudecățile ca să putem înțelege cuvântul Lui. Ucenicii lui Hristos în drum spre Maus, în acești 12 km pe care au parcurs, trebuiau să dea la parte toate prejudecățile, tot ce au gândit ei că trebuie să facă Hristos, tot ce spuneau rabinii că trebuie să facă Hristos și să accepte exact ceea ce vrea Domnul să le comunice. Scripturile vorbesc despre faptul că el trebuie să sufere. Ca Dumnezeu să te înnoiască în această seară, de la o parte, înlătură spre judecățile, ca să poți înțelege. În al doilea rând, Dumnezeu este gata să te înnoiască, să te aducă din întuneric la lumină, atunci când îți depășești îndoielile, ca să poți crede. Dumnezeu este gata să-ți renoiască sufletul, să-ți renoiască trăirea cu El, să-ți renoiască spiritualitatea, să-ți dea bucuria mântuirii, să-ți dea Dumnezeu eliberare de vicile și patimile din viața ta, atunci când îți depășești îndoielile, ca să poți crede. Nu vi se pare ciudat să zici, auzi, o via cineva din morți. Eram odată la o slujbă de mormântare și ce predici pe buza mormântului? Clar că vorbești despre înviere. Și în timp ce predicam eu despre înviere, că până la urmă nu ăsta este sfârșitul, că omul de acolo într-o zi va fi ridicat prin înviere, ceva ce depăsește mintea și imaginația noastră, soția mortului, vă gâtă de așa de mână. Mai nici la mână că-s pe acolo. Dar e tot de așa din mână. Și eu am încentuiez încă o dată, va fi o înviere, vom învia. Cine l-a iubit pe Domnul și a slujit lui Dumnezeu, va învia pentru viață veșnică, cine nu pentru o sândă. Și s-o arată de așa din mână. Nu știu ce a avut, cred că a fost supărată. Am o frate, nu -a mai putut supăra că era plecat. Și zic eu la final, când s-a terminat mormântarea, zic, soră, dumneata, nu prea crezi că am via. Frate, zice, vin tot cineva de acolo. Fost ai tu acolo, văd ce fost? Cine vine de acolo? Iubiți mei, e foarte greu să crezi în înviere. Pentru că zice, auzi, eu nu l-am întâlnit fizic pe Isus. Posibil unii dintre noi să fi avut anumite întâlniri speciale cu Domnul, dar cei mai mulți dintre noi spune Petru, credem în Isus fără să-L fim văzut. Adică pe Isus nu-L poți să vezi în general, poți să-I simți prezența, Poți să vezi ce face Isus Hristos în viața unui om care își predă viața în mâna lui, cum îl scapă Dumnezeu, de exemplu, de vice și de pati, cum au avut cazuri în viața de familie și Dumnezeu îi restabilește liniștea și pacea în familie, poți să-l vezi pe Dumnezeu doar din acțiunea lui. Nu ceva de genul, auzi, Doamne, îți dau 5 minute să apari în fața mea, cum a făcut un comunist în perioada uh, de altădată. Dacă există Dumnezeu, îi dau 5 minute să vină în fața mea. Păi dacă nu vine, înseamnă că nu există. Dumnezeu nu așa se înfățișează. Uitați-vă să vedeți, odată în viață, nu s-a arătat mai mare lui preoților. Nu s-a arătat. Nu s-a arătat lui Pilat din pont. Eu am stat și mă de multe ori. Cum, Doamne, nu te a arătat tu lui Pilat? Măcar o că să te arăți lui Pilat. Bă, Pilat, tu te ai greșit. Hristos se arată celor care îl caută, celor care îl iubesc. Pascal avea dreptate când spunea Blaise Pascal. Ca să iubești pe oameni, trebuie să-i cunoști. Dar ca să îl cunoști pe Isus, trebuie să-l iubești. Și atunci când îl iubești pe Iisus Hristos, totul se schimbă. Credința noastră pornește de la Scripturi și noi trebuie să credem că Iisus este prezent în adunare, trebuie să credem că Iisus a murit și a înviat pentru noi, că Iisus Hristos poate să schimbe viața ta. Că în această seară toate vicile și păcatele din viața ta pot fi eliberate, pot fi eliberat, pot fi transformat, pot fi toate date la o parte. Că Iisus Hristos poate atinge viața ta, familia ta, că Dumnezeu poate lucra pentru tine. E nevoie de această credință. Fără această credință, dragul meu, nu vei fi pătruns de Duhul lui Dumnezeu important în seara aceasta să crezi din toată inima că Isus Hristos a înviat, că Isus Hristos este gata să te ierte, că Isus Hristos este gata să te libereze, că Isus Hristos este gata să transforme viața ta, că Isus Hristos este prezent în adunare și este gata să renoiască sufletul tău. Aș vrea, spunea cineva dată să găsesc un tărâm. Un tărâm numit tărâmul începeri din nou. Omul are nevoie de un nou început. Să simtă că toate păcatele trecutului sunt iertate. Să simtă că Dumnezeu îi renoiește viața. Să simtă că este efectiv un om nou. Singurul care poate face lucrul acesta este Hristos. De aceea mă rog în seara aceasta să-ți depășești în doielele. Este prezent în adunare. Poate spui pe mine Iisus nu mă mai poate ierta. Poate spui în seara aceasta pe mine Iisus Hristos nu mă mai poate elibera. Pe mine Iisus Hristos nu mă mai poate te ajuta să fiu ceea ce aș fi vrut să fiu. În seara aceasta nu te îndoi. Isus Hristos este aici pentru tine. Isus Hristos este aici să lucreze. Dragul meu, ca să fii renoit, să te aducă Domnul din întuneric la lumină. Este nevoie să înlături prejudecățile ca să poți înțelege. În al doilea rând, este nevoie să-ți depășești îndoierele ca să poți crede. Era noaptea de înviere, spune Rolomei, terapeutul american, și era o slujbă de înviere în Grecia, undeva pe Muntele Atos. Și la un moment dat spune el, toți cei prezenți au răspuns când a spus preotul Hristos a înviat, toți cei prezenți, inclusiv eu însumi, spunea Rolomei, am răspuns, adevărat a înviat. Atunci m-a străfulgerat un gând legat de realitatea spirituală. Oare ce-ar însemna pentru mine, ce-ar însemna pentru lumea întreagă dacă Iisus Hristos ar fi înviat cu adevărat? Vreau să vă spun ceva. Iisus Hristos a înviat cu adevărat. Dar Isus Hristos nu poate să ierte viața ta. Nu te poate ierta de păcate să-ți dea liniște și pace sufletească. Nu te poate ajuta să-ți depășești trecutul care te urmărește și nu-ți dă liniște și pace. Nu te poate vindeca în seara aceasta. Nu te poate transforma. Nu poate aduce iubire și înțelegere la tine acasă. Nu-ți poate da lucruri de care tu ai trebuință decât dacă tu crezi din toate în manel. Dacă tu crezi în această seară, în învierea lui, viața ta se schimbă, viața mea se schimbă. Fără credință, Hristos nu poate lucra în viața noastră. Mulți vin în prezența Domnului și vin aici, și cum vin așa și pleacă. Nu se întâmplă absolut nimic important, pentru că nu cred în toată inima. prezența Domnului adunare, nu cred că Dumnezeu se poate atinge ei. Apropo, când ai venit la adunare, te-ai așteptat ca Dumnezeu să-ți vorbească? De multe ori ne scapă din vedere faptul că aceste întâlniri nu sunt simple întâlniri, sunt întâlniri cu Domnul. Biblia spune că atunci când doi sau trei ne adunăm pentru numele lui, și el este prezent. Și în această seară noi pentru Isus Hristos am cântat. Și în această seară de dragul lui predicăm. Și în această seară de dragul lui v-am primit cu mult drag. De dragul lui le facem pe toate. Și Hristos este prezent aici. Dar ca Iisus Hristos să atingă viața ta, să poți să spui în seara aceasta, Domnul a renuit viața mea, Iisus Hristos mi-a dat un nou început cu El, am simțit atingerea și puterea lui Dumnezeu. Este absolut necesar să crezi, să dai la o parte toate îndoielile. Da, cred că ești prezent, cred că mă poți ierta, cred că mă poți schimba, cred că poți lucra în viața și în casa mea. Cred, Doamne, că ceea ce eu nu pot să fac, poți tu să faci în seara aceasta. Cred că în seara aceasta, Doamne, liniștea pe care nu o am, atâția oameni merg din psiholog în psiholog să primească liniște și pace și nu o găsesc. Astăzi mai mult ca oricând se vând somniferele că oamenii nu pot să doarmă, se vând tot felul de calmante, tone de tot felul de calmante. Oamenii au nevoie de liniște și pace sufletească. Unul singur ți-o poate da Isus Hristos. David împărat, urmărit de socrusul care voia să-i facă probleme, probleme cu filistenii, probleme cu adversari, probleme peste probleme cu pruncii. Zice, Doamne, eu mă culc în pace și numai Tu îmi dai liniște de plin în locuința mea. Să ai pace când ai multe lucruri pe cap. Doamne, ce har să ai liniște și pace să te simți bine cu tine însuți, să te simți bine la tine acasă, să te simți bine, să ai o stare de bine, asta numai Dumnezeu ți-o poate da. Și în această seară acest Hristos este prezent în adunare și Isus vrea să lucreze în viața ta, să lucreze în viața mea, să ne renoiască spiritual. Dar lucrul acesta îl poate face doar și numai doar dacă tu crezi. Era seara învierii și unul dintre ucenicii plecat în deplasare, nu sunt unde plecat, dar cert este că nu este cu ucenicii. Și când stau ei toți cuprinși de frică, vin romanii, ne ne fac probleme. Ce să vezi, Iisus Hristos apare în mijlocul lor și se sperie. Și Domnul le spune, auziți, veniți și vedeți, eu sunt, atingeți-mă, eu sunt. Toma nu este acolo de față. Toma când vine la ucenici, îi spun Petru, Ioan și ceilalți, Toma, am viat Iisus, l-am văzut noi pe Domnul. Și spune Toma ce spunem cei mai mulți dintre noi. Dacă nu-l văd eu cu ochii mei, dacă nu pun eu degetul meu în semnul cuielor, dacă nu pun mâna în coasta lui, nu voi crede. 8 zile mai târziu, adică următoarea duminică, ucenicii sunt din nou împreună. Și de această dată ieși și Toma cu ei. Și în timp ce stau ei de vorbă, apare Iisus. Și zice Toma, apropie de mine. Și Toma, nu-i vine să creadă, este Iisus. Toma, ia degetul și pune-l în palma mea. Toma, Ia-ți mâna și pune în coasta mea, eu, Toma, nu fi necredincios și fi credincios. Și am pus o întrebare și te rog să te întrebi și tu și să-ți răspunzi chiar în aceste clipe, chiar în aceste momente. De unde știa Iisus ce-o zis Toma? Eu fi spus oare Petru? Nu. În urma învierii, Hristos a redevenit așa cum a fost el înainte, era, este prezent peste tot. Și atunci când Toma și-a exprimat neîncrederea, el era de față, doar că n-a fost vizibil. Și l-a lăsat pe Toma așa o săptămână întreagă să se lupte cu necredința lui, ca în cel din urmă să-l înduplece să creadă. Și spune, Toma, pune mâna în coasta mea, în pălmile mele. Și atunci îl spune, Domnul meu și Dumnezeul meu. Una dintre cele mai frumoase mărturisiri de credință. Și spune, Domnul, Toma, pentru că m-ai văzut, ai crezut. Ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. Eu vă întreb în seara aceasta, noi din care categorie facem parte? Acelor ce n-am văzut, dar credem. Vreau să-i întreb în modul cel mai sincer, dar acum nu-mi da răspunsul protocolar, că îți dăm un răspuns foarte frumos protocolar, dar îți dai tu răspunsul ție însuți, însă și lui Dumnezeu. Crezi din toate mea că Iisus Hristos a înviat? Cât credeți? Acum te uite, v-am pus să ridicați mâna. Domnul să vă binecuvânteze. E Hristos viu și în viața voastră? Adică tu îl simți pe Hristos? Când a fost lumea când te-a cercetat Domnul? Dacă vorbim despre un Iisus Hristos viu, ce înseamnă asta? Înseamnă că nimeni mai cercetează din când în când. Înseamnă că nimeni mai vorbește, înseamnă că nimeni mai, nu știu, nimeni mai mișcă inima într-un fel sau altul. Ai vrea în această seară, Domnul, să-ți renuiască starea ca să poți să spui, Doamne, fii tu, Domnul meu și Dumnezeul meu? renoit din întuneric la lumină, în primul rând, ești atunci când îți înlături prejudecățile ca să poți înțelege. În al doilea rând, ești atunci când îți depășești în ca să poți crede. În al treilea rând, ești atunci când îți dezlegi robiile ca să poți renaște. Ești atunci când îți dezlegi robiile ca să poți renaște. Am stat și m-am gândit, care au fost robiile lor, domnule? Știi care au fost cea mai mare robia lor? Probabil și robia celor mai mulți dintre noi. Teama. Teama e cea mai mare robie. Uite, dacă nu mă crezi, tot îmi zici, frații, să nu te de avion, dar uite, acum îmi vine, că îți zbor cu avionul. Când îți turbulențe, dacă ești cel mai credincios dintre toți, atunci te treci o sfântă cercetare, s-ar putea să cadă avionul. Nu cred că te simți foarte confortabil, cât de credincios ai fi. Parcă o să așa tremură inima în tine. Nu te simți bine, te duci la analize medicale. Și dacă n-ai nimic, mă, n-ai nimic, nu mă leagă de durere de cap și amețeală. 100% am ceva grav. Te și vezi deja cu pământ galben păstătine, cu buchetul de flori și pregătești mormântarea. Cineva, nu știu, patinezul leacă cu mașina, nu știu ce. Deja și te vezi, gata, cad în șanț, prăpădit. Teama de moarte e cea mai grozavă. Ni, teamă tare, tare mare teama avem de moarte. Ni teamă că, nu știu, ne părăsesc oamenii dragi. Teamă peste... Ni teamă că cineva ne face rău. Ți teamă că cineva, dacă ți-a luat o mașină frumoasă, cineva are plăcerea, să-ți o prelucrezi o lecuță cu o cheie, cu o lecuță de... Teamă pe zi, se teamă dacă îți merge bine, zice dată cineva, auzi, nici să nu te bucuri prea tare, că când te bucura mai tare, atunci vine cazul. Și noi suntem un popor mioritic tragic. Și zici, bă, nici măcar să nu te bucur prea tare că Domnul poate să vină încercare după aceea. Și atunci suntem foarte serioși așa. Atât suntem de serioși, sobri, că și pe Domnul îl dăm așa o lecuță. Foarte, foarte serioși. Avem multe frici. Eu am avut frica aceasta. Ascultați-mă, în vremea aceea nu era ușor să fiu ucenicul lui Isus. Știți de ce? Noi gândim așa, vedem în filme că au fost acolo trei cruci, Isus și doi, doi bandiți, doi prăpădiți. Dar spune Iosif Flavius că romanii torturau pe evrei și căutau să-i că erau un popor totdeauna gata de război și umple efectiv Ierusalimul de crucificați. Deci când Iisus Hristos e crucificat era ceva la modă. Cum te duce și vedea niște semne pe aici, reclame, de una alta pe marginea drumului. Așa era tot atunci crucificație. Și stăteau câteva zile pe cruce. Era o formă de tortură foarte întâlnită ei puteau să fie puși pe cruce și se tem. Și acum Iisus Hristos se înfățișează înaintea lor, se întâlnește cu ei, ei renunță la frica lor și se iau din Emau și se duc încă 12 km până la Ierusalim să stea de vorbă cu cenicii, să le spună că s-au întâlnit cu Domnul. Numai că odată ce ajung acolo, le ia înainte ceilalți și le spune, dragii mei, Cleopa și cine nu mai fost cu el, soția lui sau Luca, interpretările sunt diferite, a înviat Domnul și s-a arătat lui Simon și zice, și noi l-am întâlnit pe Domnul. Uite, eram pe drum, Vorbeam despre situația aceasta, ne plângeam unul celuilalt și dintr-o dată a venit un străin, o pășit lângă noi și în timp ce pășea lângă noi ne-am gândit, domne, ce se întâmplă, cine e străinul acesta? Și la un moment dat străinul acesta se apropie de noi și zice, domne, ce discutați între voi? Cum ce discutăm? Discutăm despre ce s-a întâmplat aici. Și zice, nepricepuților, zăbavnici cu inima, când este vorba să credeți tot ce au spus prorocii, nu trebuia să se întâmple așa ceva și sus să intre în slava lui. Numai că spune Scriptura că oamenii aceștia sunt pătrunși cât e cât așa și apoi le au plăcut cu Isus și îl poftesc să ia cina cu ei. Și când stau la masă cu Domnul, Domnul ia pâinea în mână și rostește binecuvântarea. Când rostește binecuvântarea, probabil au văzut, ce credeți că au văzut în palmele lui Isus? Semnul cu Și când au văzut semnul cuielor și au auzit binecuvântarea aceea, le a dus ameni de binecuvântările de altă dată, l-au recunoscut că e Domnul, dar dintr-o plecat din fața lor. Și au scăpat de teamă. Și oamenii aceștia doi au fost printre aceia care, după învierea lui Hristos și pe lui Sfânt, au vestit Evanghelia. Și n-am mai avut nicio teamă, pentru că Iisus Hristos i-a liberat. Dragul meu, ești renoit atunci când ești dezlegat de robile tale, ca Iisus Hristos să te spiritual, ca Iisus Hristos să te renoiască. Și am stat și m gândit ce robii avem. Petru spune așa, orice lucru care te domină este o robie. Fie o frică foarte mare, poate băutura, poate țigările, poate drogurile, poate jocurile de noroc, Poate nervia aceea pe care nu mai poți stăpâni și țip și te trântești de pământ și faci scandal. Poate imoralitatea, nu știi nevastă nu știi bărbatul, dar tu știi ce faci. Poate privirile mizerabile, poate egoismul acela pentru care îți distrugi viața și familia, robia aceea de care nu mai scapi. Păcatele noastre sunt ca firele de mătase. La început, un fir de mătase îl poți rupe foarte ușor. Dar cu cât sunt mai multe fire de mătase, unele peste celelalte devin, un mănunchi așa de tare că nu mai poți să le rupi. De fapt, cineva avea o interpretare foarte frumoasă cu privire la numărul 666. Cât ați auzit de numărul Satanii 666? Cred că ați auzit toți. Și zice în Apocalipsa scriptura că este un număr de om. 06 se poate interpreta în felul acesta. Când vine diavolul la tine și spune, auzi, numai tu nu te îmbeți, ești ciudat, ești demodat. Numai tu nu-ți înșel soțul sau soția, toată lumea o face, ești retrograd. Numai tu nu păcălești pe altul și te bat jocorește. Numai tu ești cinstit, o să pierzi foarte mult. Numai tu ești om donare, bă, astea din altă lume și te simți puțin nepotrivit. Adică toată lumea e diferită, numai eu sunt ciudatul clasei, numai eu sunt ciudatul locului de muncă, numai eu sunt ciudatul străzii. Și după aceea zice, auzi, hai să încercăm o dată și 066 înseamnă am luat și am băut să văd. am trăit într-un păcat oarecare, poate imoralitate, poate ceartă, poate violență, poate șmecherii financiare. Mai trece ceva timp și pânza aceasta de mătase se tot, se tot întărește, se tot întărește. Și la un moment dat, ceea ce doar ți s-a spus, auzi, de ce ești tu retrograd? De ce nu faci că toată lumea face? Ca sugestie, la început, și parcă o că de bat jocură, cum bă, ești chiar din lumea treia? După aceea ceva ce a fost la libertatea ta de lege, da mă, o dată, hai să văd cum mă, e a doua oră, a treia oară, că prima dată e mai greu să faci orice. După aceea cu cât faci, lucrezi tot mai ușor de făcut. Devin obiceiuri. Și când plăcerile și păcatele acelea, robile acelea, devin obiceiuri pentru tine, tu de fapt ești legat. Se spune că băștinașii prin maimuțile în Africa sau le prindeau pe vremuri până nu aveau multă tehnologie, punând câte o lună într-un borcan și venea beata maimuță, băga mânuța ei după a luna respectivă, dar nu putea să lase luna că îi plăcea luna. Și în felul acesta o prindea omul respectiv. Așa e omul cu păcatul, cu păcatul acela din viața ta. Știi, păcatul acela care nu ți dă liniște și pace, păcatul acela prin care n-ai pace la tine acasă. Păcatul acela pentru care atunci când te gândești la judecata lui Dumnezeu, parcă se înfioară pielea pe tine. Păcatul acela care nu te lasă să te bucuri în prezența lui Dumnezeu. Păcatul acela pentru care atunci când te uiți în oglindă, parcă îți roșește fața. Păcatul acela pentru care atunci când te uiți în ochii pruncului tău, parcă îți vine să intri în pământ. Lucrurile acelea urâte, care simți că, domnul la început a fost absolut normal, a fost opțiunea ta după ce au devenit dependențele tale și nu mai poți să scapi de ele. Această seară, Iisus Hristos este aici să te libereze. Iisus Hristos vrea să te renoiască și vrea să te renoiască în această seară, dezlegându-ți aceste lanțuri ale robiei, ca să te poată renaște spiritual. Pentru că ascultați-mă, ce folos de o sărbătoare de Paști, dacă Iisus Hristos care a înviat nu este viu în inima mea și în inima ta. Ce folos de faptul că Iisus Hristos nu doar punctează istoria, nu doar transformă viața altora, dacă nu transformă și viața mea. Ce folos să fii Iisus Hristos în adunare să mă duc acasă în ceartă și în stres? Ce folos să fii Iisus Hristos în adunare și eu să am aceleași jurobi și aceleași dependențe și să simt că nu mai scap de ele? să splângi situația, să te dai de pământ, mă, dar cum pot să fac din nou aceleași lucruri? Și să te simți legat, ce folos? Ce folos Iisus Hristos să ierte pe alții, să elibereze pe alții și tu să fii cu aceleași dependențe și aceleași slăbiciuni? Dar în această seară Iisus Hristos este prezent în adunare pentru tine și pentru mine. Că în această seară spune, Doamne, ești aici, cred că ești prezent aici, cred că mă poți ierta, cred că mă poți înnoi, cred că mă poți reabilita, cred, Doamne, că poți transforma viața mea, Hristos va face lucrul acesta și vei pleca de aici din adunare, un om nou și transformat. Nu te pot ajuta, ascultă-mă, niciun om nu te, poate, ajuta, nu te poate ajuta niciun pastor, niciun preot, niciun psiholog, singurul care te poate ajuta este Isus Hristos. Isus Hristos te poate ajuta. Soldații romani s-au făcut soldați nu neapărat că au fost patrioți în vremea respectivă, ci le plăceau banii. Pentru că în vremea respectivă se făceau foarte mulți bani și puteai să primești multe proprietăți și terenuri dacă erai soldat roman. Și oamenii aceștia iubeau foarte mulți bani, mult bani și sunt puși efectiv la ușa mormântului și vine îngerul din ceruri. Când vine îngerul din ceruri, paralizează toți soldații romani, spune Scriptura. Efectiv rămân în mărmuriți. Prăvălește piatra de câteva tone de la ușa mormântului și de pe piatră, ei rămân în mărmuriți. Vorbește cu femeile care au venit să vadă trupul lui Hristos, femeile credincioase. Dar unii dintre ei, după ce au plecat îngerul și au venit în fire și s-au dus la mari preoți, spune Scriptura, și au zis, uite ce s-a întâmplat. Și acum preoții abil, preoții lui Israel, zic în felul următor, auzi, vă dăm ceva ce vă place vouă, ce? Deci că le-au dat mulți bani, asta a fost robia lor, mulți bani. Și ce să spuneți așa, noi am dormit noaptea, domnul. Da mă, dar te execută Pilat. Soldatul roman care doarme în post este crucificat. Îți dai seama ce înseamnă asta? Cea mai dramatică formă de execuție inventată de cartaginezi, perfectată de romani, este execuția prin răstignire. Vă puși pe voi pe cruce, vă torturează, vă decapitează, vă fac rău. Vă pedepsesc cu moartea, nu ne interesează. Asta s se întâmpla dacă dormeai în post și zice, auzi, de dragul banilor facem orice. Și au spus printre, acolo, printre oameni, că nu i-au dormit noaptea, au venit nici au furat trupul și pe toate le făcut pentru bani. Sunt oameni care iubesc mai mult banul decât pe Domnul. Sunt oameni care iubesc mai mult banii decât nevestele și bărbații și pruncii. Sunt oameni care iubesc bani. Cred că cel mai mare Dumnezeu a zilor noastre pentru cei mai mulți e banul. Vorba aceea când ai bani și îți merge bine, toată lumea e prietenul tău. Nu poți să spui că nu avem nevoie de bani, că toți avem nevoie de bani, dar știi care e marea problemă? Când câștigi 1000 de euro, vrei 1500, când ai făcut 1500, vrei 2000, când ai făcut 2000, vrei 3000, când ai făcut 3000, vrei 5000, când ai făcut 5000, vrei 10.000 și niciodată nimeni nu ne mai mulțumește. Și de asta mulți dintre noi suntem robiți, suntem legați. În această seară, Isus Hristos este prezent aici și este gata să renască sufletul tău, este gata să te renoiască. Dacă vei putea spune în seara aceasta, Doamne, sunt aici. Vreau să mă desleg de toate legăturile. Vreau să mă desleg de toate legăturile. Poate mulți dintre voi v-ați lupta cu anumite vicii și patim și n-ați scăpat de ele. Vreau să spun ceva în această seară. Ascultă-mă. Știi cum poți să scap de viciu și păcatul din viața ta, de robia din viața ta? Prin înghesuială. Și poate spune în această seară cum frate prin înghesuială. Cum adică prin înghesuială. Zice scriptura așa. Când Isus Hristos zice așa, când eliberează un om, Dumnezeu, de un duc necurat, Casa este curată și goală. O plecat diavolul în deplasare, dar după ceva vreme vine să viziteze din nou fosta lui casă. Și când o vede curățită, măturată, ce zice? Merge și ia cu el încă șapte duri necurate și vin cu duurile respective și starea omului devine mai rea decât cea din tăi. Cu alte cuvinte, degeaba te eliberează Hristos, degeaba te eliberează și te schimbă Hristos, că din nou vei cădea în aceleași situații, în aceleași păcate. Dar, dacă îl aduci pe cel tare în casa ta, îl va învinge pe diavolul. Și pe măsură ce timpul trece, îți va umple inima de prezența lui, îți va umple inima de, de Duhul cel Sfânt, de puterea lui, de prezența lui și va schimba viața ta. Și pe măsură ce vei fi mai plin de El, tot ceea ce este firește este rău va fi dat la parte. În seara aceasta umpleți inima de Hristos, umpleți inima de Dumnezeu și viața ta se va schimba. Renoit din întuneric la lumină. În primul rând, este atunci când îți înlături prejudecățile, ca să poți înțelege. În al doilea rând, este atunci când depășești îndoierile, ca să poți crede. Și în al treilea rând, este atunci când îți dezlegi robile, ca să poți renaște, să poți fi noi spiritual. Și vreau să închei cu experiența unui frate. Era foarte supărat, era foarte necăjit. Și omul acesta mi-a povestit, a plecat la Londra să scape de viața lui tumultoasă, de droguri, de imoralitate, probleme cu legea. A plecat la Londra și îmi spunea, frate Dan, când am ajuns la Londra, lucrurile s-au stricat și mai rău. Am făcut câțiva ani de pușcărie aici în România și am plecat la Londra, dar când am ajuns acolo, lucrurile nu mi-au mers și am ajuns efectiv disperat. N-am să niciodată momentul acela în povestește, erau noapte și în noaptea respectivă lucram undeva la bucătărie după ce înainte aveam foarte mulți bani, făceam business foarte puternic în România, în Cluj mai exact. Am ajuns acolo într-o situație crâncenă financiară, eram disperat. Cocaina, heroina, toate am distrugeau sănătatea, aveam tot felul de slăbiciuni, tot felul de probleme, justiția pe urmele mele ziceam, voi putrezi toată viața mea în închisoare, să va alege praful de viitorul meu. Și în momentul acela am simțit că nebunesc. Am ieșit din restaurantul respectiv din bucătărie, eram singur afară, mi-am ridicat privire spre cer, mi-am rupt cămașa după mine, țin minte și acum momentul respectiv și am zis în felul următor, Doamne, existi? Doamne, îți pasă de mine? Doamne, poți să faci ceva cu viața mea? Mai poți tu să schimbi viața mea? Mai poți tu, Doamne, să-mi dai o viață frumoasă? Mai poți tu, Doamne, să-mi renoiești viața? Mai poți tu, Doamne, să faci ceva cu mine? Și în momentul respectiv, l-am văzut pe Iisus Hristos în fața mea. Am înțeles de la început că este Domnul. Și mi-a spus Domnul cuvintele acestea. Dacă nu-ți place cum arată viața ta, treci de partea mea. În noaptea aceea, frate Dan a spus, Doamne, de azi înainte, vreau să fii Domnul și Mântuitorul meu. Și vreau, Doamne, să trăiesc pentru tine tot restul vieții mele. Hristos mi-a iertat păcatele, Hristos mi-a schimbat viața. Și astăzi, zice, uite, am familie, astăzi Dumnezeu m-a binecuvântat, astăzi l-am pe Domnul în viața mea. Dumnezeu mi-a schimbat viața. Voi mi să în picioare momentele acestea. Aș vrea să stăm cu fețele plecate eu închiși. Aș vrea fiecare dintre noi să ne uităm la viața noastră, la trăirea noastră în seara aceasta. Doamne, ești prezent în mijlocul nostru în seara aceasta. Știm și credem din toată inima că Tu ai înviat, Doamne. Dar mă rog în această seară puterea învierii Tale să ne atingă pe fiecare dintre noi. Poate sunt aici oameni, Doamne, care se confruntă cu diferite robii, Doamne, oricare ar fi robiile acelea. Poate sunt aici oameni care au diferite probleme în viața lor personală, în viața lor de familie. Poate sunt oameni care sunt cuprinși de prejudecăți în relație cu tine, în relație cu tot ce înseamnă biserica și spiritualitatea. Poate sunt oameni care nu pot să creadă, mă rog, în această seară, Iisuse Hristoase, să te atingi de fiecare dintre noi. Mă rog în această seară, Doamne, orice robie să cadă. Mă rog în această seară Tu să ne pe fiecare dintre noi. Și mă rog orice persoană care a pășit în prezența Ta în această seară să simtă prezența Ta, să se întâlnească cu Tine și sărbătoarea aceasta de Paști să nu fie doar o comemorare, ci sărbătoarea aceasta de Paști să fie o sărbătoare a renoirii spirituale, o sărbătoare a noirii noastre, o sărbătoare a transformării noastre, o sărbătoare în care să scăpăm de vicii, de patime o sărbătoare de referință pentru noi. Mă rog, Isuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu atinge orice inimă, cercetează orice inimă în seara aceasta. Doamne, Tu ești singurul care poți să ne convingi pe fiecare dintre noi. Tu e singurul care ne poți să noi pe fiecare dintre noi. Tu e singurul care poți lucra la inima fiecare dintre noi. Stăm cu fețele plecate, ochii închiși. Și aș vrea să nu te uiți nici în stânga, nici în dreapta. Aș vrea să mă rog pentru tine în seara aceasta, înainte să mai cântăm. Dacă tu în seara aceasta ai nevoie de atingerea lui Dumnezeu, dacă tu în seara aceasta vrei ca Iisus Hristos să renoiască inima ta, dacă în această seară de sărbătoare de Paști vrei ca Iisus Hristos să fie viu și în inima ta și în viața ta, și în seara aceasta Iisus Hristos să atingă viața ta, să pleci de aici schimbat și transformat, spunând, Doamne, n-ai înviat doar în istoria, în înviat și în viața mea. Și îți mulțumesc că mi-ai dat un nou început cu tine, Doamne. Îți mulțumesc că în seara aceasta mi-ai schimbat starea. Îți mulțumesc că în seara aceasta m-ai înnoit în sufletul meu. Dacă în seara aceasta ai nevoie de atingerea specială a lui Dumnezeu și ai vrea să mă rog pentru tine. În timp ce toată adunarea stă cu fața plecată ochi închiși. Dacă tu ești omul acela, bărbat sau femeie, care în seara aceasta ai nevoie de atingerea specială a lui Dumnezeu, ai nevoie de un nou început cu Dumnezeu și ai vrea să mă rog pentru tine, să fie seara renoirii tale spirituale, acolo unde ești în timp ce toată adunarea stă cu fața plecată o chinchiș, ca să te vadă Domnul și să mă pot ruga pentru tine. Acolo unde ești, ridică-mă și spune, Doamne, atinge de mine, noi în seara aceasta. Este cineva în seara aceasta? ridică mâna, Dumnezeu să te binecuvânteze și pe tine, Dumnezeu să te binecuvânteze. și pe tine, binecuvânteze. și pe tine, și pe tine, și pe tine, Dumnezeu să te binecuvânteze. Mai este cineva? Ridică mâna și ține -mâna. Și pe tine, Dumnezeu, să te binecuvânteze. Aleluia. Mai este cineva în această seară, Dumnezeu, să vă binecuvânteze, care are nevoie de atingerea specială a lui Dumnezeu? Iisus Hristos renoiește în seara aceasta. Iisus Hristos transformă. Ce folos de înviere! Ce folos de sărbătoare! Dacă nu se întâmplă nimic, ucenicii au fost atinși de prezența lui Hristos și au fost transformați. În această seară, Hristos este prezent în mijlocul nostru și este gata să transforme viața ta. Vreau să mai întreb o dată în seara aceasta, mai este cineva în aceste clipe, în aceste momente, în prezența lui Dumnezeu, care are nevoie de atingerea specială a lui Iisus Hristos, care în această seară avea ca lanțurile păcatului să cadă, care în această seară vrea ca prejudecățile să cadă, îndoiele să cadă și în această seară Iisus Hristos să-i dea un nou început, Iisus Hristos să-i dea o viață nouă. Dacă da, acolo unde ești, ridică mâna și spune, Doamne, atinge de mine, înnoiește-mă în seara aceasta, dăm tu un nou început cu tine. Mai este cineva? Acolo unde ești, ridică la Dumnezeu să te binecuvânteze. Aleluia! Mai întreb o dată, toată lumea stă cu fața plecată, ochii închiși. Mai este cineva în această seară care are nevoie de un nou început cu Dumnezeu? Mai este cineva în această seară care are nevoie ca Iisus Hristos să-i noiască inima, ca Iisus Hristos să-i viața, ca Iisus Hristos să-l transforme în seara aceasta, să plece de aici plin de bucuria în vierii, bucuria care îl transformă, bucuria care schimbă viața lui? Mai întreb o dată și apoi vreau să mă rog, mai este cineva în seara aceasta dacă da Dumnezeu să vă binecuvânteze, aleluia. Acolo unde ești, adică, și spune, Doamne, sunt aici, atinge de mine în seara aceasta. Înnoiește viața mea. Știu că Dumnezeu mai are aici oameni de care vrea să atingă în seara aceasta. Tu care nu ai pace, nu ai bucurie, te simți legat de vicii, de patim. Poate ai stres și probleme la tine acasă și poate n-ai mai simțit de multă vreme cercetarea Domnului, bucuria Domnului. Dacă ai nevoie de atingerea lui special în seara aceasta, nou început cu Dumnezeu, o renoire spirituală. Acolo unde ești, ridică mâna și spune, Doamne, sunt aici, atinge de mine în seara aceasta. Mai este cineva în seara aceasta pe lângă mine care au fost ridicate? Dacă da, acolo unde ești, ridică mâna și spune, Doamne, sunt aici, atinge de mine în seara aceasta. Aleluia! Dacă nu-ți place cum arată viața ta, dacă nu-ți place care este starea ta spirituală, în această seară te invit să treci de partea lui Isus. Să spui, Doamne, înnoiește-mă în seara aceasta. Înnoiește viața mea. Iisuse Hristos, Tu ești prezent în adunare în această seară. Tu ești prezent lângă fiecare dintre noi, îți dau slavă și cinste pentru aceasta. Mulțumesc pentru fiecare dintre cei ce sunt prezenți în această seară, în prezența Ta. Mă rog pe toți să ne atingi, Doamne, cu mâna sperforată pe crucea Golgotei și, în mod special, mă rog pentru mâinile care au fost ridicate în această seară. Doamne, dă iertare în această seară, de eliberare, în această seară, dă o viață nouă, în această seară, dă un nou început cu tine, în această seară. Mă rog, Doamne, să schimb viața noastră, să ne spiritual. Să te ducem pe tine la noi acasă, să ducem pacea ta, bucuria ta, prezența ta! Mă rog, Doamne, Dumnezeul nostru, atinge orice inimă în seara aceasta. Nu ne lăsa, Doamne, să sărbătorim doar moartea și învierea Ta, fără nicio transformare lăuntrică, fără nicio mișcare a sufletului nostru. Doamne, nu vrem doar sărbătoare, nu vrem doar comemorare, vrem o prezență vie. Te vrem să fii viu în viața noastră, te vrem să fii viu în familiile noastre, te vrem să fii viu în adunarea noastră. De aceea te rog în această seară, atinge orice inimă cu puterea Ta, atinge orice viață în seara aceasta, transformă pe fiecare dintre noi. Mulți dintre noi suntem obosiți spirituale, mulți dintre noi nu mai avem putere, mulți dintre noi suntem trântiți la pământ, avem doar o formă de pocăință, doar o formă de credință. Mă rog în această seară, Iisuse Hristoase, atinge fiecare inimă. Mă rog în această seară, transformă orice inimă. Nu ne lăsa să ne obișnuim cu prezența ta până acolo Încât să te sfidăm, să te neglijăm Să nu te mai simțim Mă rog în seara aceasta atinge de fiecare dintre noi Mă rog în seara aceasta atinge orice inimă, orice familie Cu puterea ta cea sfântă Și vom pleca spre casă, Doamne Fă să plecăm cu nou început Mulțumesc pentru fiecare mână ce a fost ridicată înaintea ta Dă, Doamne, renoire spirituală Dă-le acestor sufete, înnoire spirituală în seara aceasta, dar nu numai lor, ci fiecare dintre noi și îți mulțumim că ne asculți. Slăvit să fie numele!